Ce semnifică pentru tine experiența pe care ai trăit-o aici? E un amestec de emoție, cu multă inteligență care intră așa la metru cub pe scena asta voastră. Trebuie să recunosc că nu am știut cu ce se mănâncă acest gen de speech-uri. Când mi-ați spus și m-ați invitat la TEDx, eu nu am știut despre ce e vorba, trebuie să mă consult cu soția mea ca să vă dau un răspuns. Faceți o treabă foarte bună și cred că dacă aceste vorbe amprentează sufletele care le ascultă, care sunt aici ascultătorii noștri, reușim să creăm acele poduri de care este vorba în acest proiect. Dacă ar fi să transmiți un mesaj viitorilor speakeri TEDx Baia Mare, ce le-ai spune? Le-aș spune să nu se lasă copleșiți de emoție, să fie naturali, să pășească încrezător pe scenă, pentru că ei deja sunt, nu mai trebuie să demonstreze. Și cred că cuvântul potrivit ar fi trăiți ceea ce faceți.